Șocant ce se întâmplă la această oră. Cei pe care îi vedeți în imagini și care stau înghesuiți unii în alții sunt chiar cei care la alegerile locale ne spuneau să intrăm pe rând atunci când am mers să votăm. Este vorba despre cei din secțiile de vot care își primesc în acest moment banii. Pentru bani însă, iată, nu se mai ține cont de nimic. Raffaello Varga e și el acolo. Ce se întâmplă, Raffaello? Da, bună ziua, Radu, bun găsit tuturor. Sunt aproximativ 150 de persoane care așteaptă în aceste momente să intre aici în clădirea primăriei sectorului 2 pentru a-și primi banii pentru ziua muncită, pentru ziua de alegeri mai exact. Sunt membri din comisiile de votare, vicepreședinți sau președinți. Cu toții așteaptă să intre în primăria sectorului 1. Sunt de aproximativ 2-3 ore, este nevoie de aproximativ 2-3 ore de așteptare pentru a fi lăsat să intre în instituția primăriei, practic, după cele au practic de așteptat 2-3 ore. De la ora 7 dimineața s-au format aici cozi. Este cea de-a doua zi de așteptare. Ieri, de exemplu, s-au strâns aici numai puțin de 700 de persoane. Până după ora 17 au stat aici și totuși iată că nu au apucat cu toții să își primească banii, astfel că au fost chemați și astăzi. Nu se păstrează distanța fizică minimă obligatorie, cea de 1,5 metri între persoane, dar au cu toții din fericire mască de protecție. Știm de altfel că masca de protecție este obligatorie. Pe de altă parte sunt supravegheați și de polițiștii locali, însă vor avea de stat. De exemplu, am stat de vorbă cu un domn care spunea că este prezent aici în fața primăriei sectorului 2 încă de la ora 10 dimineață și nici acum nu a intrat pentru a-și primi banii. Important de menționat, oamenii sunt foarte revoltați pentru faptul că nu pot primi banii pe card, pentru că li s-a spus nu există un cadru legislativ.